Se anunță un spectacol de proporții la drobeta Turnul Severin. Piesa de teatru Sos de vânzare urmează să fie pusă în scenă în data de 20 mai la Palatul Culturii Teodor Costescu. Severinenii și nu numai sunt așteptați să se distreze pe cinste la o spumoasă comedie pusă în scenă de trei actori extrem de talentați. Răsturnări de situații, umor de calitate și energie. Este un text care îmbină într-un mod fericit umorul sănătos cu finețea și eleganța subtilă, un triunghi amoros care are la bază o tranzacție neobișnuită. Două femei se hotărăsc să încheie un contract de vânzare-cumpărare a admirabilului Andrei Vasilievici, un soț în valoare de 20.000 de ruble. Nimeni nu-l întreabă ce părere are despre asta, dar nimic nu pare să le oprească pe femei de la a încheia incredibilul contract. Îndrăgiții actori invită oameni în număr cât mai mare și promit un spectacol pe cinste, dominat de râsete și voie bună. Ce faceți voi pe 20 mai? Pentru că eu o să fiu împreună cu colegii mei la Severin cu spectacolul Soț de vânzare, o comedie excelentă pe care trebuie să o vezi. 20 mai, Severin, de la ora 19 la Palatul Culturii Teodor Costescu. Vă așteptăm! Soț de vânzare? Exact! Pe 20 mai, la ora 19, la Severin, Palatul Culturii Teodor Costescu, vă așteptăm să vă distrăm. E luna mai, mai iese soarele, mai plouă, mai bine să zâmbim, să ne bucurăm, să ne amuzăm. Haideți la spectacolul Soț de vânzare pe 20 mai, la Severin, la ora 19. Spectacolul este cu Ana Udaciu, Marius Gâlea și eu, Maria Radu. Dar mai multe informații aflați de pe rotarientertainment.ro. Luați bilet! Repede! Nu mai stați pe gânduri! Piesa de teatru va avea loc la Palatul Culturii Teodor Costescu, Bulevardul Carol I, în data de 20 mai, la ora 19. Biletele se pot achiziționa online accesând site-ul iabilete.ro.